Salutare tuturor, eu sunt Armageddon și vă bun venit pentru un videoclip un pic mai lung, dar frumos, un pic de farm în zona de Ash. Ne pregătim pentru un update, de fapt un update, un upgrade la bază, cer scuze, am curcat cuvintele, în care vom face ceva, nu știu, tam tam, bum bum, prin bază. Vrem să facem roată, un upgrade la bază la fiecare perete, de fapt toți pereții, să trecem pe titan. Dar pentru asta trebuie să trecem prin un mic farm în continuare. Ce îmi trebuie? Îmi trebuie pământ. Nu știu că dacă o să găsim sau cât pământ o să găsim, cu siguranță o să găsim, dar nu știu exact cât. Așa că, dacă toți sunt la farm aici, m-am gândit cum ar fi, mă frate, să farmăm împreună. Așa că dacă sunteți cu mine pe acest videoclip sau premieră, cred că o să fie premieră, de fapt și videoclip și premieră, te rog frumos, nu uita de un like, de un subscribe și pune și un coment acolo. Apropo de like-uri, am înțeles că like-urile promovează videoclipurile. Adică videoclipul trebuie să fie bine apreciat ca să fie promovat. Dacă nu, da, se pare că nu merge fel. Ăsta este YouTube-ul nostru. Deci, veți asista la un videoclip în care vom farma un pic de ash, un pic mai mult, fără caturi, fără... totul e live. Bine, putem spune că aproape live. De fapt nu e live. De fapt e video, dar nu contează. Deci, ce părere aveți? Pe viitor aș vrea să mai facem asemenea videoclipuri. V-am spus că e un pic mai lung pentru că, pe bune, chiar vreau să vă arăt ce fac eu la un farm de Ash. Adică tot videoclipul fără să-l tăiem, fără să scurtăm, fără... Pur și simplu. Să vedeți cam tot procesul. Măcar că vă l -l știți. Dar mă gândeam că o să vă placă, pentru că tot am văzut dorința aceasta Armageddon. Videoclipuri mai lungi. Haide de frate, că încercăm cu un videoclip mai lung. Să vedem cum iese. Probabil că o să ne dăm silința să-l facem de vreo jumătate de oră, Oh, am prins, fii atent că am prins, cum se spune, șprotul ăsta, măcar că nu mai este deloc uh, necesar, dar ma, mă rog, luăm, luăm și porumbul, porumbul cu noi. Opa, am deranjat un uh, uh, blotter, dar nu contează. În distrăm cu niște catanuțe. de bătaie. Înainte era important, dar acum nu mai este important, plus că nu prea știu ce putem face cu el, adică pe bune, chiar nu știu ce putem face cu el. S Hai să ne pic, să punem un pistol aici la îndemână. În caz devine un survival să pot să mă apăr. Așa, în schimb, Jonel, voi să treaba pe acolo, noi ne facem treaba noastră și se lavi. Um, vedem că a venit un nou sezon, avem deja ceva recompense, suntem level 42 pe jumătate. Vreau să facem un videoclip, la fel cum am făcut și la trecută, sper să reușesc, în care să prezentăm toate recompensele și ce luăm din cutiuțe. Mi se pare mult mai interesant decât să... Deschidem fiecare cutiuță pe rând. Doar că avem nevoie de un pic de răbdare. <laughs> un pic de răbdare, mă, brădarilor. Uh, Jonel, unde mergi, frate? Ah, ai găsit tu ceva aici? Ai găsit niște șprot? N-ai găsit șprot. Nu știam că porumbul devine foarte important, dar pentru că am avut ultimul event care ne cerea porumb, am încercat uh, să fac știuleți, dar uh, se pare că nu s-au cerut știuleții. În schimb, porumbul, boabele, se cere, așa că mă gândesc să fac un pic de depozit, să strângem câteva stecuri de porumb pe viitor, să mai fie problema asta. Și asta e. Ca să facem bază, bazuca noastră full titan, vă spun și cam ce mai am nevoie, mai am nevoie de 223. 2 de bucăți de bricks cărămizi. <laughs> 222 de bucăți. Na, în momentul în care o să le farmez și sunt gata, atunci probabil că vine și în sfârșit acel mult așteptat videoclip cu upgrade la bază. Până atunci mai durează puțin teu. Boss, care ești aici? Vino cu aceasta să te executăm. N-avem heal? Hai că avem heal. Atât mai îmi trebuie. Gândiți-vă că baza mea este gigantică. Din punctul meu de vedere este gigantică. Dacă mă întreb Armageddon, se merită să fac o bază ca asta? Nu se merită, broadere. Nu se merită. Dar de ce ai făcut-o? Păi am făcut-o, frate, am făcut-o că... na, asta e, haplea. Bine, n-a fost chiar haplea, dar la început așa era. Adică ne gândeam că o să aibă o altă perspectivă viitorul jocului și da, te gândeai să-ți faci mult defense tot timpul se vorbea de un multiplayer care putea să apară. Opa, un player. Vino cu face. Bos, Ce fuge asta mă repede așa? Stai așa. Bos, Mă scui pe și ăla. Unde ești mă? Unde ești mă? Băi, băi, băi. Orange. Orange. Stai mult mai încet mă. Asta e interesant pentru că dacă lași așa pur și simplu o să, o să pună toți pe... Uuuu. Am găsit ce căutam băieți. Am pic să băgăm niște hileanu. Niște mâncărică. Vreau să iau și eu pământul acesta pentru că pământul este important. De fapt, pentru pământ am și venit aici. Un ciocan, stați un pic, să consumăm acest ciocanel ca să... De fapt, ciocanel Băi, broadare, e un topor toată ziua. Armageddon. E doar un topor, broadere. De ce spui ciocan? Nu știu, nu mă întrebați. Un pic, uh, m-am panicat un pic. <laughs> stați un pic să zic um, și pe sta de aici. Deci, cum vă spuneam, înainte, acum vreo 6-7 ani, ne gândeam că o să aibă o altă întorsătură juculețul. Se pare că nu s-a întâmplat acest lucru. Visam cu ochii deschiși la un multiplayer care să fie în single player. Nu știu dacă înțelegeți asta, dar cam așa ceva. Cam asta visam noi. Acum ne dăm seama că na, nu prea a fost posibil. Uh, nu am pic să punem pe silent telefonul să, să nu sune. Nu prea a fost posibil lucrul acesta. Um, da, În timpul acela noi nu știam credeam că o să fie posibil pe viitor, se pare că... Na, se pare că nu este posibil. Dar ce să vă zic, dragilor. În momentul respectiv am făcut la baza noastră imensă, pe toată harta, toată mapa. Aveam un mez pe mijloc și foarte mulți pereți de piatră, de scândură, de tot ce vrei tu ca să te aperi. Pentru că, da, ți la teamă că vin, vin toți peste tine și te mănâncă, te omoară. Acum nu mai este cazul cel puțin după ce ai făcut pereții de, cred că de metal, nu mai e nicio amenințare. Mai era o discuție că o să vină acel metal cutter care n-a mai ajuns niciodată în posesia noastră. Dar, ce să zic, asta e, frate, asta e. Mergem înainte, indiferent cum ar fi, noi mergem înainte. O, -o și pe asta. doarme în băltoacă. Ridică-te, mă, frate. Hai să dăm și pe asta și pe ăsta. Mai primim ceva șprot, încă o bucată. Nu prea am loc, dar mi se duce armurica, așa că o să schimb. Am luat două armuri stricate, 10 topoare. De obicei farmăm cam așa. Plecăm o 10 topoare, două lopeți pentru că vreau pământ, cât mai mult, pentru că pământul folosim să facem cărămizi. Nu știu dacă voi faceți cărămizi. Spuneți și mie pe chat, voi faceți cărămizi? Mai e cineva care face cărămizi pentru a upgrade la bază? chiar sunt curios să văd dacă mai sunt și alții sau numai eu sunt care farmez pentru așa ceva. Da, deci mă întorc la ideea principală. Vă spuneam, dacă ar fi să încep de la început, aș mai face baza asta imensă? Nu. Ce să fac acum? Să o dărâm? Mă, nici asta nu pot pentru că am muncit la ea 6 ani, 7 <gângh>, ani, 6 ani, nu știu mai știu cât am muncit, dar foarte mult. Cred că o lăsăm așa cum este și să sperăm că pe viitor nu o să mai bage încă un zid, nu știu, încă un upgrade la zid. Sper să nu mai bage, cel puțin, da, unul mai greu decât Titanul pentru că ar fi trist. Uh, mă, cum stăm cu setea? E full, ok. Hai să schimbăm și noi armurica asta. O aruncăm aici că avem chestul ăsta și aș lua bandajul ăsta. Hai să punem, uite, așa și cred că suntem bine. De fapt, porumbul să împărțim ca să nu mai stăm cu grijă, dăm pe auto de fapt, stați un pic, comandă la mine, schimbăm de pe auto, că avem aici, what is this, broadere? asta este ceea ce caut, pământ, vreau pământ, vreau mult pământ, pământ, pit, pământ, nu? Pit, pământ, Asta este, în limba română apasă pe tasta 1, cred că este pământ, <laughs> avem nevoie pentru cărămizi, cum vă spuneam. Ia să ne cât avem noi aici, 11 bucăți. Atât mă, broadere, așa de puțin. Mi-aș fi plăcut să găsim un pic mai, mai repede, mai repede, mai mult pământ pe care să-l folosim, pentru că așa durează cam mult. suam zombie. Deci, recomandarea mea. Vreau să termin și o idee, am sfârșit. Bază. Să-mi fac o bază mare. Dacă tu ești la început acum și te gândești să te apuci de joc sau să te reapuci sau să continui unde ai rămas și te gândești la o bază imensă, am văzut uh, discuții pentru bază care să faci tip fagure și să... Boss, nu mai ai nevoie, frate. Nu mai ai nevoie. Nu te mai complica cu tip fagure, cu tip... fă pur și simplu un pătrat, un dreptunghi sau cum ți-ar plăcea ție, Fără fagure, fără mic, cu 2, 3, 4 camere câte vrei tu, în care să-ți încapă chesturile și cam atât. N-ai nevoie, frate. N-ai nevoie o bază imensă pe toată harta. fă -o pe jumătate, frate. fă -o pe jumătate în care să-ți ții lutul și atât. În rest, distrează-te pentru că aceleași cesturi, vreo 40 pe care le ai tu, le-am și eu și în cap în orice bază, fie că e pe jumătate sau fie că e dublu pe mapă. Da, sper că înțelegeți ideea. Iar la arme, am început să mă duc peste tot v-am spus cu arme deja v-am spus de dată trecută. Oh, pământ, pământ, pământ el. Nu mai stau să menajez armele, avem o grămadă de arme, am trancuri și trancuri de arme care stau de 6 ani, adică n-am atins de, armele acele de 6 ani, cred. De ce rost are, frate, să le țin de 6 nu le folosesc, ca și cum, pentru ce, frate, trofeu? Haideți, frate, să ne jucăm. Deci, dacă strânzi arme, ia-le, mă, broadele și folosește-le. Nu o le mai păstra pentru, pentru ce? Bine, nu zic să fie acum chel în bază, să n-ai nici măcar un pistol, că spui, mă, o să găsesc altul sau... O să ai acolo 2-3 trancuri nu știu, de rezervă, să spunem așa, dar în rest, dă bătaie, du-te frate, du-te și, du și distrează-te. Ce e asta? Speaker. Speaker, <laughs> Am zis speaker? Da. Devoțional, speaker devoțional. <laughs> Bun, cam asta e cu baza. distrați vă faceți o bază mai mică și simțiți-vă bine. Ia să văd un soul play de la ăsta. Ba, moare? Moare. M-a văzut ăsta? Mă, cum a văzut, mă? Cum a văzut ăsta? bloter. Da. Bun. Acum, dacă sunteți cu mine și vă spuneam să puneți un like acolo, să ne promovezi youtube vreau să vă mai întreb ceva. Vă plac astfel de videoclipuri? Un pic mai lungi, să zicem așa un 30 de minute în care pur și simplu vă arăt, vă arăt ce fac. Adică, nu știu, dacă vă interesează ce fac, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii sau pe cea, scrieți-mă acolo. Arma, Bă, ne place. Ne place să vedem și activitatea ta zilnică. De fapt, ce faci tu când mergi la un farm sau nu doar videoclipul în care ne arăți un ride sau chestii importante, chestii și mai puțin importante care nu prea sunt căutate, care de fapt, până la urmă, na, sunt interesante în felul lor. Uh, vă spuneam că mie îmi place la Day, în special pentru că este chill, relax, nu mă stresează, frate. De exemplu, orice joc competitiv te stresează pentru că na, trebuie să fii acolo, trebuie să te că unul, ai murit, ești enervat, supărat la, la, în las de, la, 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 în las de onor, n-ai cum, mă, frate, n-ai cum să te super. E relaxant, e chill, e tot ce vrei tu, mă, frățioare, tot ce vrei tu. Și plus care progres, nu trebuie să pierzi nimic, tot ce strângi, tot ce aduni, se salvează în bază. Na, e o chestie interesantă care creează relax, cel puțin pentru mine. Nu știu cum e pentru dumneavoastră, dar pentru mine creează relax când vreau să mă relaxez, este un loc bun în care cau să mă detașez de toate lucrurile și e pur și simplu să stau puțin tel la un farm. Și tot timpul se face progres, se salvează, da, asta îmi place. Deci, concluzie, dacă vă plac astfel de videoclipuri în care să vin să vă arăt și farmurile mele de zi cu zi, spuneți-mi în secțiunea de comentarii sau pe chat, pentru că suntem într-o premieră frumoasă, Apropo, cei care întrebat, întrebați, live, live, nu sunt live, suntem într-o premieră în care farmăm. Adică, da, farmăm. <laughs> și povestim. Dacă veți să avem subiect de discuție sau, nu știu, poate în secțiunea de comentarii puneți-mi și niște întrebări pe care să le notez și pe următorul videoclip le-aș putea discuta cu voi. Dacă aveți întrebări, un fel de Q&A, dacă, a, dacă vreți, mi-ar face plăcere să am o discuție cu voi în privința asta. Deci, dacă vă interesează, Puneți-mi-le în coment, ok? Scrieți-mi acolo orice întrebare vă trece prin cap. Bine, nu chiar orice. Poate în special legată mai mult de joc. Bine, și de viața de zi cu zi, cum vreți voi. Îmi asum asta. De fapt, știți ceva? O să vă spun de pe acum, o să selectez dacă în cumva avem și întrebări care sunt un pic cam nepotrivite. Voi evita să le iau în calcul. Dar dacă sunt întrebări frumoase, modeste... Drăguțe pe care am putea să le uh, avem pe un video, pe un live, să le discutăm cu mare drag. Aș vrea să le luăm în calcul, ok? Deci, în secțiunea de mesaje, coment? ce vreți voi, scrieți-mi acolo întrebările voastre. Iar pe următorul videoclip o să le discutăm, ok? Între timp, jonelea al nostru se descurcă foarte bine. Se cam duce armurică, dar nu contează. Avem armură Gârleanu. Deci nu mă deranjează. Vreau să curățăm mapa aceasta. Pam, s-a dus băiatul nostru. Perfect. Iar după ce curățăm mapa aceasta, John pleacă acasă, iar voi începeți, de pe atunci începeți vizionarea. <laughs> da, mie mi se pare interesant, adică, nu știu, mă, mă, mă prinde chestia asta, îmi place și mi-ar plăcea să vă arăt lucrurile cele mai frumoase. Pentru că de obicei da, căutăm să scoatem un content în care să arătăm chestii wow. Uh, hai să vă spun un, un, secret. Pentru mine cele mai relaxante chestii au fost astea. Pur și simplu, să tai un copac, să strângi niște piatră, să mergi prin bunkera alfa, să... Apropo de asta o să vină și videoclipuri în care chiar fac asta. Uh, dacă o să vă placă, bineînțeles. Dacă nu, să-mi spuneți și atunci revenim la cele 2-3 minute sau 5 minute sau 10, un ride simplu și atât de tot. Dar partea cea mai interesantă în Last Day, cel puțin pentru mine, este partea aceasta în care te relaxezi că este un bunker, că este un farm la Ash în cazul meu sau la Oak sau la pur și simplu lemn normal. Vreau să vă arăt asta. Și opa, it's full. Ce mai ești gata mă? Ah, se pare că e gata. Ok, hai să facem o mică teleportare la un turn. Nu știu dacă am pus benzină. Stați un pic să verificăm dacă am pus benzină la ATV-ul nostru. Unde ești, domnule ATV? Aici. Am pus benzină, mă? N-am pus benzină. Bun, hai să punem benzină. A, mai avem o armurică aici. Ok, atunci. Hai să ieșim de pe mapă. O să fac o resetare. Mergem la cel mai apropiat turn. Băgăm viteză, o să rămân pe zona roșie, pentru că îmi place mai mult zona roșie, deci nu prea mă interesează să mă duc în zonele galbene am oc mai mult, de fapt nu oc, ash mai mult, mamă, l-am și îngurcat, am mai mult ash, am mai mult zombie, am tot ce-mi trebuie, am loot bun aici, deci nu are sens să mă duc în altă parte, decât mai bine să merg în altă parte, rămân aici, pe zona roșie, merg la sigur, ia să nu uităm, spunem noi benzină de pe acum, ia să vedem, avem pentru un, a, două, patru bucăți ca să băgăm, mă, nu am, nu, nu am, mai am trebuia încă butii, hai să luăm și buți și să punem ce să punem acolo, n-am ce să pun, nu? Nu am ce să pun, lăsăm asta așa, punem asta așa, un pic într-o ordine alfabetică. Bun, dăm bătaie. Mamă, ce viteză a prins băiatul nostru! What is this, broadere? Voi vedeți asta? Normal că vedeți, dar nu sunteți orbi. <laughs> Suntem în și băiatul nostru a prins viteză. Ce asta, un bug? Ia uite, a, nu, aici pe mânt. Aici, aici e normal să alergi așa. Dar eram în mlaștina, ați văzut? Normal că ați văzut. Eram pe mlaștină și băiatul nostru a prins viteză ca și cum era pe asfalt. <laughs> da, nu e prima dată când mi se întâmplă chestia asta și bănuiesc că vi s-a întâmplat și vouă când uh, intri în și prins viteză la Ia să iau pe asta, iau pe asta, iau pe asta, GG. A, ah, gata, ok, s-a dus. S-a dus chestia asta, nu știu care a fost faza. Dar cât că ați văzut la început când am intrat pe mapă, pur și simplu a luat o prim băltoacă la viteză, Johnny al nostru, la viteză, ustul la el. <laughs> ok, e în regulă. Ne-a plăcut, ne-a plăcut asta. Pământ, 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 ne place pământ, avem nevoie de pământ, cât mai mult pământ pentru că, v-am spus, cărămizi. Ținta este să farmăm încă 222 de bucăți de cărămizi după care vine videoclipul cu upgrade-ul la bază și țineți minte, baza mea este imensă, nu știu, nu, nu știu la cine am mai văzut o bază imensă ca a mea, nu știu, doar cei care au o bază imensă ca a mea um, și să o faci titan toată, mă, nu e ușor, nu cred că e ușor, iar cei care au baze mari cred că mă înțeleg, dar da, o să facem și pe asta, o să facem și pe asta. Și sunt cumva videoclipuri interesante astea când vine ceva spectaculos. Dar, mă repet, chiar dacă mă repet, vreau să facem ceva mai simplu. Videoclipuri în care vedeți viața mea de zi cu zi, în care pur și simplu mă relaxez la un farm. Fie că e bunker, fie că este transport hub, că este, tra că este portul sau că mergem la ash. Nu contează. Boss, cum suntem? Mai avem? Mai avem. Hai să-i bădăm... Mai am trebuie că, încă... Da, un stec am zis, nu? M-a văzut asta, mă, brother, m-a văzut de la distanța asta. Swamp Blutter! vină încoace. Nu avem amenințări, nu ne simțim amenințați. Armurica avem, baftă, băiete. Și mai avem, mai avem, mai avem unul aici care stă interesant. M-a văzut... stai, băi, ce, Johnel, ce fel, frate? M-a văzut, mă, brother, m-a văzut. M-a văzut el. Hai să dăm și lui ăsta. Baftă, baftă, baftă. Ups, ușurel, ușurel. Nu mă deranja, ups. Da. Câteodată chiar distractiv, mă, brother. Câteodată este chiar distractiv. Câteodată chiar te distrezi cu niște zombi care vin la tine în felul ăsta. A, ok, toporul nostru s-a dus, nu? S-a dus. Hai să punem așa, împărțim. Împărțim. Repetăm pentru cei care de bea ați pe videoclip și poate încă n-ați prins ideea, facem videoclipuri de aproximativ vreo 30 de minute în care vă arăt uh, ceea ce fac în ziua respectivă uh, ceea ce farmez în ziua respectivă dacă vă plac vă <gântări> dacă vă plac aceste videoclipuri să nu uitați să-mi transmiteți lucrul acesta ca să înțeleg că mai vreți asemenea videoclipuri okay? și mai spuneam că la mesaj acolo să-mi scrieți întrebări, un fel de Q&A ceva pentru discuții pentru că în jumătate de oră vă spun că avem multe de vorbit. <laughs> avem multe de vorbit. Mâncare, cum stăm? Stăm maxim, maxim. Hai să-l și pe asta, după aia ne uităm și în cutiuța aia de jos. Ne uităm și în cutiuța aia de jos. Bun, 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 bun. Jonel, data viitoare, adu -mi minte, Jonel, să luăm și cățelul cu noi. Cred că o să ne prindă bine să avem și pe Angel. O să fie chiar plăcut să umblăm cu ea pe aici prin mlaștină. Ce e asta frate? Ce e asta, mă, brădare? Așa, bun. Apropo de nou sezon, s-a încheiat sezonul cu Halloween și a fost discuția aceasta, m-ați întrebat, Armageddon videoclipuri, de ce n-ai postat? V-am spus, nu-mi place sărbătoarea asta, sărbătoarea dracilor, nu nu-mi place, nu vreau să o promovez, nu vreau să joc, nu vreau să Așa că, dacă vă întrebați, a fost doar strict felul meu de a protesta împotriva acelui event. Dar nu mă judecați, eu vă accept așa cum sunteți, așa că vă rog, acceptați-mă așa cum sunt și eu, ok? Fără supărare. Hai să spunem un gloculeț. Niște apă, nu mă interesează apa. Dar, în schimb, avem un nou sezon pe care vreau să-l termin și după aia să fac un video. Uh, știi știți ce îmi pare rău la, la sezon? Îmi pare rău pentru că nu mai bagă nimic nou. Înainte băgau, nu știu, o, un ornament, o, băgau câte ceva, băgau ceva nou și... Ce e asta, mă, frate? Uh, Rambo! Mr. Rambo! Ia uite -l. De fapt, este o femeie ramboriță. ramboriță? Așa se spune? <laughs> un bec. Ea umblă cu un bec, frate. Domnișoara ramboriță. Ramboriță. Aia, ah, cred că... Ah, hai să o să nu știu exact cum trebuie să spunem asta. Mamă, cât sunt aici? Mă, sunt ceva. Hai să-i dăm la pistol, ce ziceți? Dăm la pistol? Hai la pistol. Avem pistolul cu noi. Și s-a dus, s-a dus, s-a dus. Hai să spunem asta așa. Mai avem încă un glow, cred că e suficient. Topoare mi ajung. Am luat 10 topoare și uitați-vă că nici măcar n-am consumat nici jumătate din topoarele pe care le-am luat. Deci, în regulă. Hai să facem asta așa și mai avem Swamp Aia și tu de aici și să lăsăm pe genul mai departe să taie ce trebuie să taie. Cred că am putea să schimbăm armurica. Cred că am putea să schimbăm armurica noastră. Mai avem încă un pom aici. Așa. așa, bun, bun. Hai să-l tăiem și pe ăsta. Și după aia, pământ. Băi, dacă aveți vreo idee cum aș putea să strâng mai mult pământ de Pit? Spuneți-mi și mie dacă aveți voi tricurile voastre să-mi spuneți și mie cum, mă broadere, cum am putea să adunăm mai mult pământ. Am putea, bineînțeles că am putea să facem doar switch pe mape și să mergem doar strict pe pământ, dar parcă mi se pare că pierd un pic pentru că îmi trebuie și ash, știți? Adică dacă toți suntem aici, hai să luăm și ash, nu? Pentru că trebuie. Hai, Junel, curățăm apă, broadere. Oricum avem ceva, asta e bine. Avem ceva armuri că avem, da, suntem bine. Jonel este relaxat, s-a dus toporul nostru. Deci mai avem încă, uitați-vă și voi, avem 5 topori de fapt. De pe jumătate am consumat și am făcut, asta este a doua mapă. Uuu, pământ, 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 pământ. Jonel, trebuia să iei pistolul, mă, broadere. Am găsit pământ, în sfârșit, finally. Finally. Când ajungem în bază, băgăm direct la cuptor să prăjim niște cărămizi. <laughs> Avem nisip Avem nisip uh, câteva sute Dar nu avem pământ Deci dacă aveți vreo idee Cum putem să găsim mai repede pământ Spuneți-mi și mie Probabil că data viitoare ar trebui să luăm și noi un bus de la, de la pește Poate găsim mai multe resurse Știți ce zic? Și să ne axăm doar pe pământ Vedem data viitoare Că până atunci <laughs> nu știu să vedem ce se va întâmpla Johnel pe cine mai e pe aici? Opa Bus Trebuia să ieși și tu un pic la pas, mă, broadere. The poison. Am înțeles. E în regulă. Avem medkit-ul cu noi. Deci nicio problemă. Nu fac griji deloc. Ia, putem să dăm o criticalul ăsta? 200. Screaker. Am zis speaker la început. S-a <laughs> dus băiatul nostru. Hai, ne du-te. Uh, a găsit și un sprot. Ok, e în regulă. Ne place, ne place, ne place asta ne place. Nu uitați dacă sunteți încă pe video. De un like, pentru că numai în felul acesta se pare că YouTube-ul promovează și în altă parte. Nu de altă, dar ne-ar fi plăcut să mai creștem ca și comunitate, știți ce zic? Nu uitați și cei care sunteți noi pe canal, dați și eu acolo un subscribe, dacă nu cumva ați uitat să faceți asta. Sau dacă ați făcut-o, vă mulțumesc frumos! Noi suntem comunitatea lupilor! Uuu, lupii mei. Și încercăm să facem chestii interesante. Bine, interesante pentru mine. Sper să fie și pentru voi interesante. <gântu -i> Dacă aveți ceva asemănător în care putem să ne relaxăm, dați-mi, frate, o idee. Și putem să încercăm și altceva. Dar până acum am încercat mai multe lucruri, dar nu am găsit un joculeț la fel ca și la din Nord. Un joculeț în care chiar să mă relaxez. Știți ce -i zic? Chiar să mă relaxez. Că, da, într-adevăr, jocuri sunt multe. Dar pentru relax, nu toate sunt. Junule, asta e cu o travă. Mă, armă nu mai avem. Ultimul pistol. Lopată mai avem. Topoare mai avem. Heal avem. Ea, e în regulă. Ia să încât avem noi timpul. 27 de minute. Ok, se pare că ne apropiem. Ne apropiem, mă, băieți. Ne apropiem de 30 de minute. Dar chiar, chiar vreau să văd reacția voastră. Chiar vreau să văd ce o să spuneți. <laughs> la comentarii sau în chat pur și simplu pentru că probabil că o să fiu și eu cu voi pe chat. Probabil că da. Acum dacă vă gândiți, Armageddon, nu, nu merge mai bine un live? Mă, de multe ori nu am timp de un live și mi-am propus duminica să avem un live, adică mâine, azi e sâmbătă și filmez sâmbătă. Um, în, în momentul în care nu am timp de un live, eu cred că ar merge un videoclip în care pot să farmez pentru că Chiar dacă n-am timp de live, totuși farmez în, na, în ziua respectivă ceva și ceea ce fac eu o să vă arăt ce fac, pur și simplu. Înțelegeți? Dar, da, dacă ar fi să fac un live, nu am timpul necesar, pentru că pe un live când vii trebuie să stai undeva la două ore și cred că ar fi mișto să fie măcar două ore, știi ce zic? Dar dacă vin pentru jumătate de oră, cred că mai mult vă supăr. <laughs> o să spuneți, Armageddon, ce faci, pe brother? parcă l văd pe Joe sau pe Mecha by Zappa. Arma, ai promis? ce asta? Jumătate de oră? <laughs> <laughs> da. tot respectul, tot respectul, tot respectul, nu uitați mâine este duminică, așa cum vă spuneam și am vrea să avem un live pe la prânz, sper că ne vom vedea, ia ce cu ăsta aici, Kerion, Mr. Kerion, mă n-am luat nici o baterie să luăm și niște, eh, hai că data viitoare, data viitoare cu bateria, e în regulă. Uh, hai să ne punem și noi armurica asta mai bună decât alea stricate. Decât aia stricată. Și să... John, unde fugi, mă, frate? Ce ai pierdut? Hai să spunem asta așa. Asta a uitat ceva. Topoarele noastre, să punem într-o ordine. Așa să le vedem. Și două lopeți. După cum vedeți, nici măcar o lopată n-am consumat. Numai că n-am găsit pământ prea mult. Asta mă deranjează. Vreau mai mult pământ. <laughs> mai mult pit. <laughs> să prăjim cărămizi, că că cărămizi. O, că -că -că da. Asta a fost tot, mă, brodăre. Jonel, se pare că da. Bun, dragilor, ne oprim aici cu videoclipul acesta. De fapt, este un videoclip mai lung, un semi-videoclip, un semi-live, un semi, cum vreți voi să spuneți. Uh, uitați, să-mi spuneți și mie dacă vă plac asemenea videoclipuri, dacă vă interesează, un jumătate de oră în care pur și simplu vă arăt ce fac eu în ziua respectivă pur și simplu tot ce fac la rând. Astăzi am fost la, uh, uh, la farm de ash și am zis, mă, hai să începem cu asta și să vă arăt, pentru că eu asta am nevoie și asta fac și vreau să vă arăt și vouă. Deci, cam asta a fi spuse. Nu uitați, eu o cu Jonel. Am fost gazda voastră pe clipul acesta. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Domnițelor, fiți iubite! Fiți iubite! Fiți <laughs> iubite! <laughs> iubite! Pa, pa, pa! pa, pa.